Și bun venit în mijlocul membrilor Asociației Artiștilor Plastici din București. După cum probabil că ați observat și ați și notat câte ceva, lucrările membrilor noștri sunt, eu zic că sunt destul de reușite și nu contest că nu pot fi și mai reușite, dar cel puțin deocamdată este foarte bine. Drept pentru care toți membrii asociației, fără excepție, primesc din partea noastră felicitări. Nu știu dacă de domnul Scarlat o să ne ocupăm, cine știe. Eu și domnul Călugărul vorbim de dânsul. Da? Da. Aha. Deci ne ocupăm tot acum. Da, da, da. Deci avem salonul de vară al Asociației Artiștilor Plastici și în expoziție de debut pe domnul Ion Florin Scarlat în camera alăturată. Despre domnul Scarlat, eu, care nu sunt critic de artă, sunt doar un coleg din, care face parte din asociație, pot să spun că l-am admirat și nu numai lucrările le-am admirat, dânsul mi-a mai povestit, cred că mai era cineva de față, ce vizite a făcut, ce călătorii pe unde a umblat și la sfârșitul călătoriilor a venit să ne prezinte și rezultatul lor, care este dincolo, este foarte interesant și sigur că merită felicitările noastre. Acum îi dăm cuvântul pentru asociație și dacă vrea să vorbească și despre domnul Scarlat, domnul, în ghilimele, Cober. Pentru acest eveniment, s-aude, da? Da. Pentru acest eveniment artistic trebuie să mulțumim organizatorilor Asociației Artiștilor Plastici București și reprezentanților Centrului Cultural Schiller, care au transformat dorința oamenilor pentru artă și frumos într-o trăinicie permanentă și puterea unei mândrii naționale, urmarea raportului liber, conștient și creator între artiști și opera sa, adevărat ecou sufletesc ca o revelație dumnezească. Pentru artiști și iubitorii de artă și frumos, creația artistică devine motiv de trăire, artiștii plastici fiind părtași prin operele lor de artă, frământărilor sociale, culturale, artistice. Prin anul 1952-53 am pozat unei artiste plastice care cu chipul meu a prezentat într-o expoziție, cred că a Galeriile de Artă Dales, tablou intitulat Fiul meu, rănit sau mort în urma grevei feroviarilor de la Grivița 1933. Cei ce mă cunoșteau în acea vreme mi s-a adresat numai cu supranumele Fiuleț, iar eu, la rândul meu, în calitatea de instructor de pionieri, mă adresam pionierilor cu Fiule sau Fiuleț. Unul dintre acești pionieri căruia îi spuneam Fiuleț este actualul condurățeanul de la un post de televiziune. Pe înțelesul tuturor, vreau să spun că arta plastică lasă urme în conștiința oamenilor. Grigorescu, Atacul de la Plevna, Lucian, Lăutul, Octav Băncilă, 1907, fără mai enumera și Rondul de Noapte, al reprezentației de pictură universală, Pluta Meduzei și alte evenimente istorice transformate de pictori pe pânză, hârtie sau carton. Revenind la expoziția la al cărei vernisaj participăm azi aici, remarc capacitatea fiecărui expozant de a exploata expresivitatea puterii create și cromatice ca pe un element purtător de imagini în imaginile
prezentate de mister și necunoscut, către care fiecare artist plastic a încercat să se apropie. Stimați artiști plastici, expozanți și stimat public admirator de artă, întâlnirea pe care o sărbătorim azi au cu de toate gustări, artă și băuturi. Ca fapt real, să o considerăm ca pe un dialog cultural într-o importantă manifestare artistică pe care cu toții o dorim cu adevărat, un fenomen interesant în plastica noastră contemporană. Arta plastică este dorința omului cultivat, așa cum suntem cu toții, de a fi altcineva, mai frumos, mai bun, mai educat și cunoscut prin desen, compoziție și mijloace cromatice. Prin culoare caldă și rafinată, prin umbre și lumină, suntem capabili ca lucrările noastre, ale tuturor, să devină adevărată terapie vindecătoare a rănilor sufletești. Prin AAPL, Asociația Arhitecților din București, pictorii, membri ai asociației, precum și cei îmbarcați în flotile artistice a Ligii Navale, capătă o înflorire spectaculoasă, iar prin Centrul Cultural Schiller se atinge apogeul, după cum puteți să-l vedeți. Istoria viitoare a artelor plastice va menționa într-un timp apropiat, când se va scrie despre dumneavoastră și expozițiile la care ați participat, că au existat cândva, în jurul anilor 20-18, niște artiști plastici care încă de mici au fost mari. Meritați să aplaudați pentru asta. Așa să ne ajute Divinul Creator. Datorită a ceea ce voi vorbi, citi în continuare, gândurile frumoase pentru fiecare, sigur veți rămâne tineri nemuritori în cartea amintirilor, loc de întâlnire a excelențelor, loc pe care, așa după cum am reușit să vă cunosc, în decursul anilor îl meritați. Lucrez la o carte, Cartea Amintirilor, unde sunt peste 1000 de artiști la ora actuală. Nu-i mai citesc acum pentru că vorbesc despre fiecare. Deși nu pictează, dar nu există activitatea artistei la care numele său să nu se audă, să nu fie pronunțat cu venerație. Cred că ați ghicit cu toții, este vorba de neobosită și permanent la datorie doamna Echin Gabriela, care merită toate aplauzele. Cine n-are o doamnă Echin să-și cumpere, unii cârcotași și înrăiți vociferează și cine are să o vândă cât e încă la preț mare. Tuturor vă închin versurile proprii, cum te-ai găsit tu duh al frumuseții cu a ta culoare să sfințești figuri de chipuri omenești? Tot ce-i frumos tu ai redat vieții. Ai rupt din arta cerului fărămitura de splendoare ce prin culoare ochii fură. Prin îngeri, pământeni și căi răzlețe ai înzăstrat pe oameni să nască frumusețe. Unii cu a ta bunăvoință se străduie să scrie, alții cu iscusința creează artă vie în care poți găsi dorinți izbăvitoare ce cu a lor splendoare dau minții alinare. Vă consider pe toți artiști plastici pe care o continuă investigare a universului creat de Dumnezeu pentru om prin desen, compoziție, culoare. Micile cuvinte laudative adresate celor 19 artiști plastici expozanți azi aici, în Centrul Cultural Schiller, sunt bieți copii orfani, amărâți în comparație cu ai dumneavoastră copiii, tablourile realizate de dumneavoastră și cu care cu îndreptăție, mândrie, vă afișați spre gloria dumneavoastră și a picturilor ce se află pe șimeze, mulțumită neobositului năsturaș Mihai Marian, custodul expoziției. N-a venit, dar merită aplaudat. Și acum am luat la rând și am scris 4-5 rânduri despre fiecare, în cartea care o să apară,
bineînțeles că am pagini întregi. Cred că vă interesează așa o frântură de idei pentru fiecare. Neluța Stăicuți, un mare talent, ne astâmpăr artistic, frământă mintea sa creatoare în cercetarea pașilor misterilor. Cu ochii îndreptați pe semnele cerului, vede și creează artistic, într-o manieră proprie, Neluța Bunicuța, lumea din suflete, în acord personal cu sunete și vibrații cerești. Dinulescu Areti, doamna doctor, deși medic, are o încărcătură artistică și este o înflăcărată iubitoare de artă și semeni. Viața sa spirituală atinge venerație pentru frumusețea desăvârșită, pentru cunoscuți și care nu sunt puțini. Areti este o personalitate colorată, dorită și căutată de iubitorii de artă. Năsturaș Marin Mihai, condus de propria lui... Hai, aplaudați-o pe doamna. Urmă o să zică că virgule i-a mâncat din timp. Da. Să rămână. Năsturaș Marin, condus de propria sa fantezie și sensibilitate, atât tematica laică și cea religioasă, alături de firea sentimentului, nu firea, firea sa înțelegătoare și împăciuitoare, îi asigură un definitiv și meritoriu loc în tagma artiștilor plastici români contemporani. Anton Cristiana, hai să-l aplaudăm și pe Mihai. Nu e. Păi cu atât mai mult o să-i spune, bă, te-au aplaudat, ia de nu să mă opreau. Așa. Și după stradă să auzeam. Anton Cristiana, ca artist plastic și ca om, este o persoană conciliantă, generoasă, umană. Prin tablourile sale, indiferent de tematică, trăiește și vorbește inima unui om, cea adevărată, care uimește, înduioșează, educă și emoționează. Să rămână, așa v-am cunoscut eu. Petre Șerban, a venit? Nu. Nu-l mai citim, dacă nu are rost să pierdem vreme, dar... Teuță Mihai. Este. Care ești, mă? A, maestre. Nu știu, am scris din imaginație, dar cred că am merit-o. Mapteuță Mihai pictează dintr-o pasiune, într-o mare bucurie, precum sufletul său adevărat, joc spiritual al rațiunii sale, a cărei păstrată este satisfacția unor... Ce-am scris, mă? Satisfacția muncii sale artistice, creatoare de statornice frumuseți. Știi că încă mai am. Stilul său artistic a ieșit de mult timp din anonimat, domnul Mafteuță Mihai, rămânând același om exigent, corect și creator. Alături și creator care aparține artei plastice. Micu Flavius, l-am văzut că a venit. Aplaudați-l și pe domnul. Micu Flavius, prin plasticitatea imaginilor zămijlite, artistul trăiește reușita transformării unei pasiuni într-o profesie plăcută și utilă, atât pentru artist, cât mai ales pentru cei din jur, care iubește și apreciază modul său de exprimare prin desen și culoare, marca Micu Flavius Inginer. Aplaudați-l! Pictor! Mărgescu de Spina, a venit? Nu, e la Pitești. Așa. Dincă Victoria! Doamne, tu ești? Dincă Victoria! Excelează prin pictura pe sticlă, nu neglijează nici pânza, cartonul, hârtia. Are o generoasă pictură luminoasă, o clocotitoare trăire, o intimă muzică cromatică și un secret absolut de vis. Pentru artistă, natura este o floare dragă inimii, floare despre care peste care tălpile desculțe nu vor putea să tulbure ploapele macilor înfloriți prin cromatica
artistei Victoria Tinca. Am făcut o poezie, dar aplaudați-o pe doamna, nu poezia. Și ultima pagină, dar lungă, Pălăceanu Adrian a venit? N-a venit. Păsărim. Eu sunt în locul lui Pălăceanu Adrian. Că nu, tu ești Pălăceanu. Da, sunt în locul ei. Păi și ce înțelegi, mă, ta? Este mătușa mea, are. A, e mătușa, gata. Pălăceanu Adriana este convinsă că frumusețea din jur trebuie imortalizată, deșifrată și interpretată pe pânză, carton sau hârtie, sticlă, lemn, cu mijloacele picturii pentru a fi înțeleasă de toată lumea. Arta sa plastică emană atmosferă de liniște și calm. Portretele degajă căldură, bunătate și înțelegere. Să-i traduc asta. Găinaru Cecilia Mirela, medic, are lucrări plastice, pictură și gen vitrali, sumă de virtuți care cu cinste pot înveșmânta interioare capabile, doar laudativă, fără pic de invidie, să statornicească frumuseți generațiilor viitoare. Mulțumesc, doamnă, că existați! Aplaudați-o! Are niște vitralii pe care nu le concepe nimeni. Măi, dar tu nu ești. Nu. Opriși Roland Candiano. N-aude, așa că nu-i citesc. După aici. Mă auzi, da? Opriși Roland Candiano, inginer, cu bogată activitate artistică, plastică, capabil prin arta sa plastică să sugereze parfumul și nostalgia cunoștințelor și locurilor dragi cuibărite adânc în sensibila inima sa. Tematica artei sale plastice găzduiește o multitudine de tonalități cromatice într-o atmosferă plastică senină, calmă și delicată. Tatiana Alexandra, parcă am văzut-o, s-a română, Tatiana Alexandra, la un vernisaj al artistei plastice Alexandra Catană, am trăit clipa bucuriei de a vorbi în public despre arta sa plastică, timp în care m-am simțit precum aș fi contemporan cu viitorul. Este o artistă plastică care știe să se îndrepte către artă, reușind să oblige arta să se îndrepte către artistă, sprijinindu-se reciproc în folosul amândurora. Cred că am nemerit-o. Dumitrescu Liviu. Nu e. Bravo. Dumitrescu Liviu. Posan Niculina. Este. Posan Niculina. Lucrările sale plastice, mozaic din coș de ouă, ce pe care numai o mână mânuită de un suflet divin au mare efect artistic, nu numai prin compoziție și culoare, ci mai ales printr-o muzicalitate a creației, rezultat al muncii și inteligenței domniei sale. Stelian Liviu. Da, mă, da, am văzut, da. Și m-am trăit. Stelian Liviu este tipul de artist plastic capabil, prin imaginația sa artistică, să organizeze și să străbată realul așternându-l cromatic într-o simfonie colorată pe suportul de pânză. Ea își pune în cârcă versuri din poemul Tâlcuri, al lui Lucian Blaga. Tâlcul drumețului e dorul, tâlcul zorilor e norul, târcul vieții, călătorul, prin arta plastică și frumusețea ei. Mulțumesc pentru lucrările expuse. Ciubotaru Georgeta. Nu, acolo ești, mă. Ciubotaru, pictura sa este un gest conștient care pune în valoare un deosebit proces de creație plastică artistică ce scoate în evidență sensibilități ascunse și un limbaj plastic expresiv care atrage stima iubitorilor de frumos. Aplaudați-o că e și frumoasă! Gata.
Nu mă grăbi. Marinescu Cristiana, parcă am văzut-o. Să rămână, doamnă. Într-o bucurie a succesului, arta sa plastică deșteaptă în ochii și sufletul publicului, admirator de artă plastică și decorativă, iluzii și apetituri care răscolesc patimile spiritualității, artista rămânând pentru generațiile viitoare o creatoare roditoare de valabilitate eternă. Și ultima care am găsit aici, că nu mi-o dăduse pe lista azi noapte, doamna Ichim, aplaudați-și pe dânsa, Angela Maican. Ești aici? Da, mă, talești, mă. Bravo, să rămână. Angela Maican excelează prin simțul culorii, al desenului și al compunerii imaginii, formând formele compoziționale, se cheamă între ele și își răspund pe o unduire de armonii care se străbat fără a întâlni împotrivire. Să rămână, mulțumesc! Acum, ultimul, dar de care va vorbi marele ziarist, domnul Joe Călugăru, este un fost balerin al nostru, băs actual, profesor de balet. Nu de să mai mai facem poante. Domnul Ioan Florin Scarlat. Da. Fost balerin la Opereta Română, dânsul spune câteva cuvinte, eu v-am cam mâncat 20 de minute, dar să știți că am scris 3 nopți. Sunt foarte emotiv și mi-e cam greu să citesc. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și sunt onorat să fac parte din Asociația Artiștilor Plastici și mulțumesc pentru că am ocazia să prezint aceste lucruri reci. La început am fost foarte intuitiv și mai târziu am reușit să fiu mai dinamic, cromatic și să pentru eleganța mișcării. Am expus în cei 40 de ani în Baltimore, Washington DC, Soho Gallery și prin întâmplare am o lucrare în US Library of the Congress. Nu știu dacă știți ce înseamnă asta, este mai mult decât Dumnezeu. Adică după moartea mea 27 de ani va mai trece și atunci au să fie alte prețuri. Nu 2 lei, 3. Și mai am o piesă care este în Guilin, nu știu, un oraș din China, care întâmplător, fiind maestru de balet acolo, am avut și niște oameni mai în vârstă, care una a fost o chinezoaică, care era putredă. Adică și-a ceaiul dimineață din Italia, la prânz în Franța, în Australia, se duce până în Rusia sau în China și pe urmă seara ajunge înapoi. În România nu ajunge. Păi nu știu dacă găsește ce vrea ea. Și mi-a spus că e unul din cele mai frumoase orașe din China, dar nu. Pare rău, dar n-am avut posibilitatea să ajung acolo. Dar... Nu e timpul trecut. Da. Nu știu dacă am așa atracții pentru alte locuri. În orice caz ai prefer aici. Cam asta e. Cam asta. Numele meu este Geo Călugăru, coordonez cenacul literar Octavian Goga de la Centrul Cultural Mihai Eminescu și vă mărturisesc că am răspuns cu plăcere invitației pe care mi-a făcut-o domnul Cover aici de față. Ne cunoaștem de
de ani buni și o relație care văd că e menită să țină. E o prietenie pe criterii spirituale. Am să vorbesc în primul rând despre minunile care se află pe Simeze. Eu le-am mai văzut și cu atenție, pentru că aici s-au mai desfășurat și alte activități și profitând de împrejurare, m-am oprit și mi-am încărcat sufletul cu luminile, culorile, umbrele, simțămintele calde și omenești cuprinse în aceste peisaje, în aceste minunate tablouri. Eu știam că domnul Covăr va face pomelnicul și îl va face la modul artistic, îl felicit pentru lucrul acesta, și atunci m-am gândit să vă prezint o vedere de ansamblu ca rezultat a ceea ce am reușit eu să sintetizez și să ajung la concluzia că sunt lucruri care vă definesc pe toți. Adică un talent cert. Toți expozanții cuprinși în acest vernisaj de pictură sunt niște creatori ale căror suflete sunt pline de poezie, palpitând în luminile, umbrele și culorile așternute de miraculoasele lor peneluri, să ne dezvăluie, uimindu-ne eternele sentimente omenești ale unor artiști care nu strivesc corola de minuni a lumii, cum bine spunea marele poet Lucian Blaga, ci o îmbogățesc cu mirile sălășluind în adâncul sufletelor lor. În fapt, expozanții își asumă și împlinesc cu o mare dăruire a sufletului lor, a sufletelor lor, rostul fundamental al omului pe pământ și cu atât mai mult al Creatorului hărăzit de Dumnezeu să-i fie copărtaș la magnificile acte de creație, prin care ne împlinim sacra menire de a lăsa semne celor ce vin după noi. De fapt, dumneavoastră, într-un fel, prin ceea ce urmele care le lăsați, v-ați construit fiecare un templu al nemuririi. Ați făcut ce ați făcut ca să fiți nemuritori. Rămâneți nemuritori prin operele dumneavoastră și firesc ca acest lucru să se întâmple nu numai cu operele, ci și cu creatorilor. Nu de puține ori mi-am închipuit cât de intens concentrați în fața șevaletului, zămisliți adevărate miracole, încât afirm cu certitudine că v-am văzut a Evea și am înțeles cum, în căutarea luminii și a culorii, ați descoperit lumea visată și odată cu ea, vibrând fiorii, nemai încercați vreodată. Felicitări și Dumnezeu să vă călăuzească pașii spre mereu proaspete înfăptuiri artistice cu care să vă bucurați semenii mulți ani de acum înainte. Așa, mai e? Două minute și despre... Două minute de domnul Valerin, care i-am promis. Da. A sunat. Deci este firească satisfacția domnului Florin Scarlat Ionescu. Merge? Să se simtă alături de dumneavoastră atât de băgat în seamă, de prețuit. Este, așa cum... a spus și dumnealui, membru al Asociației Artiștilor Plastici din București, din acest an. Și spune dânsul cu deplină justificare că în activitatea sa artistică, în calitate de balerin și apoi solist balerin, a evoluat pe scena teatrului de operetă Ion Dacian și apoi în numeroase companii de balet din Statele Unite, unde
a emigrat în anul 1974. Era, cum să vă spun, inevitabil ca această profesie, că este o profesie, o nobilă, o artă, o nobilă profesie, baletul, era inevitabil ca baletul să pătrundă și în acest hobby al dumnealui, pictura, pe care o execută, credeți-mă, cu un adevărat profesionist. Și să vă mai spun ceva. E foarte greu de creat senzația de mișcare prin culoare, lumină, umbră, și dânsul reușește ca prin aceste mijloace ale artei plastice să vorbească la modul strălucit despre mișcare. Culorile, dacă vă uitați la cele de acolo, după tușa, după intensitatea cu care sunt folosite, vrea să sugereze, de fapt, momentele de maximă trăire ale dansului, ale celor care sunt balerini și pe care am impresia că și dumneavoastră ați avut succese în această artă. Eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Da? Am jucat într-un spectacol de Washington DC, se numea Aladdin, și eu eram împăratul. Ăla care vine... Împărate, împărate, am să vă spun așa, împărate luminate, rog, mergeți mai departe. Vă, ăsta nu mai merge sau ce s-a discutat? Doamna Doina Ghițescu, actriță, îi dăm cuvântul. Nu stați în spatele meu, domnul Covăr. Duceți-vă în față, vă rog. În fața dumneavoastră. La un moment dat, tocmai cel care v-a vorbit a spus că este un pomelnic. Nu este un pomelnic. Aici e o treabă foarte serioasă. Nu există pomelnic. Lucrul acesta este, știu, chiar și sugestiv, chiar și undeva în altar. Chiar dacă pentru noi arta și scena este un altar, aici, în acest, pe această simeză, la Galeria Centrului Cultural Casei de Cultură Friedrich Schiller, în această zi, când se vernisează, absolut tot momentul are grația lui, are intensitatea lui, are splendoarea lui, prin artiștii care astăzi expun. Totul este la modul foarte serios, cu intensitatea și trăirea fiecăruia dintre dumneavoastră. Aici este un grup de artiști, în această sală, care aparțin acest grup de artiști. Toți artiștii fac parte din Asociația Artiștilor Plastici din România, condusă de artistul plastic, vizual, și președintele acestei asociații este domnul Nicolae Chilia. Vreau să vă spun că este important să existe și un conducător, este important ca membrii acestei grupări din care faceți dumneavoastră să exceleze, aveți aici oameni care excelează, este bine ca ceea ce dumneavoastră faceți să fie mediatizat, tocmai de aceea salutăm reprezentantul Centrului Cultural Casei de Cultură Friedrich Schiller, care mediatizează acest eveniment. Fără mediatizare, artistul nu se vede. Cineva spunea că dacă nu existi pe internet, dacă nu ești pe internet, nu existi. Nu este și asta o problemă, dar nu este numai asta. Important este să se vorbească, să ne cunoaștem valorile, să le știm, să le prețuim, să le numim, să nu ne fie teamă, să le protejăm pentru a duce mai departe lada de zestre a artei neamului românesc. Acest lucru există și aici. Dincolo, în camera alăturată, este artistul Ion Florin Scarlat, care de-a lungul anilor a făcut un lucru minunat, un maestru coregraf, un artist coregraf. În pași de dans, domnia sa a dat mâna cu arta, cu arta vizuală, și de multe ori, nu știu, dar sunteți aici, probabil trecuta anii, cum spune Eminescu, peste vreme, peste timp, dumneavoastră, domnule Scarlat, ați învățat, privind așa de multe ori cu nostalgie la băiatul de odinioară, că în viață vin și tristeți și bucurii,
dar fiecare dintre noi își poartă steaua norocului în sân, cum o purtați și dumneavoastră, iar arta, arta vizuală, ceea ce faceți acum, pentru că în prima dumneavoastră tinerețe ați făcut dans, balet, ceea ce face acum grăiește sufletului și emoționează, vorbește sufletului emoționând încă o dată. Felicitările nu numai ale mele, dar și ale publicului spectator și ale și dacă această artă este mediatizată, merg mai departe pe firul poveștii, pentru că este important ca oameni precum artiști, precum domnul Mafteuță, Cristiana Anton, oameni importanți care există aici, Neluța Stăicuț, doamna doctor Areti Dinulescu, care are o splendoare într-o lucrare care te duce așa până dincolo, până dincolo de lume, ca să ai de unde te întoarce cu puteri nebănuite pe care numai un suflet sentimental, emoționat al unui artist poate să simt acest lucru. Aș vrea să vă spun că mergând pe firul poveștii mai sunt oameni care mediatizează acest eveniment, tocmai de aceea salut prezența în sală a unei echipe formidabile de la Asociația Pro Basarabia și Bucovina, o asociație unde președinte este domnul Clenciu, care se află aici. Aplauzele noastre vă îmbrățișează cu drag, domnule Clenciu, cu drag. Iar fiul domnului sale mediatizează acest eveniment și pe internet și în ziarele și revistele pe care le păstorește tot în acest fel, pentru că netul merge mai departe, netul ajunge în casele oamenilor, poate așa, nu știu, cu rapiditatea gândului, și tocmai de aceea merg mai departe pe firul acestei ziceri ale mele și vreau să salut prezența în sală, poate mai puțin o cunosc, în sală se află și o realizatoare a emisiunilor de televiziune. Este vorba de Zestrea Românilor. Iată că ajungem și la Zestrea Românilor, la Lada de Zestre despre care tocmai v-am vorbit mai înainte și din care faceți parte dumneavoastră. Este vorba de cea care, ca realizator al acestei emisiuni, bătând drumurile și meleagurile României, a reușit să aducă pe micul ecran emisiuni minunate care s-au conturat frumos, așa cum se întâmplă și astăzi. Așadar, realizatoarea televiziunii Postului Național de Televiziune, pentru că această emisiune pe Postul Național de Televiziune a rulat, este vorba de doamna Elena Carmen Stoica. O salutăm cu multă plăcere. Iată-o aici, undeva în colț. Aplauzele noastre vă îmbrățișează. Iată câte lucruri minunate se întâmplă. Pentru că dumneavoastră, artiștii, urcați cu gingășie și talent drumul acesta deosebit de frumos, dar pe cât de frumos, atât de aspru al succesului în arta vizuală, dăruindu-vă ei cu dragoste, cu credință și cu o mare putere de convingere, așa cum se întâmplă și astăzi, fără îndoială. Sunt oameni care sclipesc, oameni cu care ne mândrim, oameni cu care, artiști care au luat premii și în străinătate, și spun lucrul acesta pentru că o am aici în fața mea pe artista Nina Poșan, doamna Nina Poșan, care, aplaudată de dumneavoastră și de colegi, a reușit cu ceea ce face ea atât de minunat, pentru că face bine, cu acele lucrări care prin viață vorbesc, cântă, se joacă, îți vorbesc într-un anume fel, te prind în îmbrățișarea lor, a reușit ca aceste lucrări din coj de ouă, adevărate mozaicuri fascinante, seducătoare de altfel, să ajungă undeva în Statele Unite ale Americii, unde domnia voastră ați primit și un premiu record pentru minunata întâmplare pe care o faceți atât de frumos în arta vizuală. Aplauzele noastre vă îmbrățișează cu drag. Dragii mei, ceea ce este important este să nu ne pierdem, să ne regăsim de fiecare dată. Sunt oameni care conturează aceste lucruri absolut binefăcător. Tocmai de aceea, pentru dumneavoastră, eu vă spun așa. Tulburătoarea mea frumusețe artă ești tu. Din tine m-am născut, pe mine însumi să mă pot cunoaște, în tine mă întorc și conștiință sunt din conștiință și tu, artă, ești universul meu și lumea mea și casa mea și țara mea, eu însumi până dincolo de mine. Acest pământ pe care stau ești tu și casa în care stau ești tu.
tu și mâna mea pe nerul meu, zvâcnind direct din minte, tu ești bătaia ultimă de inimă pe care un ultim gând o mai aude, acel tărâm din mine unde-i cu neputință divizarea și între noi artă, nimic nu mai există, nemai putând să fim decât același început de inimă și gând, de mână și minte, de casă și pământ. Fericiri și la mulți ani, dumneavoastră! Am ajuns aproape de final, dar înainte de începerea decernării diplomelor, nu premiilor, diplomelor, vroiam să revin la domnul Ion Florin Scarlat și să îndrept greșeala, pentru că dânsul nu este un debutant, ci este un artist plastic consacrat, putem să spunem. Deci, eu am greșit și acum am repar greșeala. Felicitări! Mulțumesc! Diplomele pentru doamna Cristiana Anton. Da. Cristiana Anton, de la Greșeli. Da. Alexandra Catana. Da, da, mulțumesc! Georgeta Ciubotaru. Victoria Dincă. Unde e doamna? Am admirat că... Areti Candid Dinulescu. Deci aici. Vă rog. Liviu Dumitrescu, nu e aici. Cecilia Mirela Găinaru. Unde e? Era aici. Despina Mărgescu. Mihai Mafteuță. Se pregătește Angelica Maican. Poate, dacă greșeam și ziceam Angelica Stoican. Mihai Năsturaș nu este. Cristiana Marinescu. Flavio Micu, domnul Flavio Micu. Felicitări, domnul Flavio. Domnul Roland Candianu Opriș. Doamna Adriana Pălăceanu. Domnul Șerban Petre, este? Nu este. Doamna Niculina Poșan. Și se pregătește doamna Stăicuț. Vreau să fac o rectificare. La? Îi mulțumesc, doamne, că mi-a dorit să ajung în Guinness Book. Eu nu sunt în Guinness Book, am numai record național pentru un tablou făcut de 3,5 metri. Așa că până la Guinness Book mai durează. Mulțumesc! Probabil că nu mai e mult și se va împlini. Sigur se va împlini. Mulțumesc frumos. Plăcere. Domnul Liviu Stelian. Este? Este. Cam atât. M-a rămas cineva fără diplomă? Acestea fiind zise, declarăm expoziția deschisă. Și vă, organizatorii vă invită să vedeți și expoziția de alături.
mai bine.